Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, suntem cu un popas aici la Râs Popeni, Șoldănești și încercăm să aflăm de la localnici cum se trăiește la țară, în țară, ce e bine, ce e mai puțin bine, ce trebuie de făcut, guvernarea, ce agendă, ce probleme trebuie să aibă prioritare în agendă. Bună ziua și bine ați venit la noi! Suntem bucuroși că vă mai interesați de problemele noastre, deci la sat se trăiește cu grijile și nevoile de la țară. Dar oricum, cred că mult ne spune și vorbele din bătrânea părinților noștri. Iată când ne mai văicăram și noi, când eram mai tineri și când erau și părinții în viață, când e greu, când nu ne ajunge câte ceva, nu o să uit cum zicea mama, Dumnezeu să ierte, fata și pe bine, nu mă război să nu și, nu mă război și sănătoși. Cum puteți le faci când ești sănătos? Și atât s-a ajuns că mai mult de 400 de zile e război aici, la hotarul Republicii Moldova cu Ucraina, ne referim la invazia rusă în Ucraina, cel puțin cetățeanul și-a făcut o concluzie ce se întâmplă aici? Nu știu dacă toți s-au făcut concluzii sau au, să zic așa, au extras ceva bun pentru suflet, pentru omenie, pentru bunătate, pentru dreptate, pentru egalitate oamenii din acest război, dar eu, pentru mine, este foarte dureros ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că mama mea era de 11 ani când bunielul pe jos a venit de la România atunci când au fost eliberați și atât multe, cred că multe de spus, nu știu dacă aș reuși să spun că ea zile întregi ne povestea toate întâmplările și atât ea spunea când bunielul în seara și au venit pe jos și cu pișoarele zdrelite și spunea că am venit acasă, că dar bunica spunea, deși Alexie, de astea spun, pot trece războiul, Doamne ferește, Ileanuță, dacă mă găsește rusul, mă împușcă aici în fața ta și a copiilor. Dar dacă a să dăi Dumnezeu și a scăp de la război, a să trăim bine. Dar dacă n-a să vin, a poate că statul va ajuta cu ceva, că erau 6 copii. Și atât amintirile acestea dureroase ale mamei și poveștile astea atâta de... Că tot timpul când veneau, când ne adunam acasă, tema așa mai, dacă se isca vreo întrebare, chiar că este greu, că nu ajung bani, apândat spune, începe să ne povestească de război. Voi nu știți ce înseamnă, voi nu știți și ieșe la război, și ieșe la foamete, și ieșe la chef. Mai era un fel de boală, deși vânturi, nu știu cum de spunea, că deși amuț era rău, amuț era bine, față. Ai mai tare bine de trăit, nu mai trebuie să muncească toată lumea. Ce își dorește Vladimir Putin, iată, prin această invazie în Ucraina? Chiar nu știu ce își dorește. Nu știu, parcă spun că este bogat, că are de toate, că e chiar miliardier. Nu știu, ce ar vrea omul acesta, oare cât îi trebuie omul în viața asta? Pentru că am putea spune așa că ajungi la o vârstă, nu știu, nu sunt la vârsta lui, dar știu mama mea că spunea că nu mai am nevoie de acum de așa multe lucruri. Bine, dar există nostalgie după alte vremuri și atât în baza persoanelor care sau ținând cont că persoanele trăiesc cu această nostalgie, se crede că poate fi refăcut Imperiul Sovietic. Nu, nici într-un caz. Nu știu, eu știu de la părinții mei, iarăși mă întorc la înțelepciunea populară, că mama spunea tot timpul să nu se audă, să nu știe nimeni. Că deci dacă cumva te află că ai zis ceva despre comunism sau ai zis ceva, tot timpul trebuie să-l auzi, că totul e bine, chiar de că nu era bine. Și nu știu, asta viața de astăzi îmi place, când pot spune ceea ce gândesc, ceea ce vreau, dar eu gândesc numai spre bunătatea oamenilor, spre ajutorul oamenilor. Dar se obișnuiește lumea să trăiască în democrație, în libertate? Cam greu. De ce? Pentru că tot timpul, nu știu de unde s-a luat, omul era așa rău, că să vrei pomeni și ajutoare, cum așa, era o rușine.
dar nu este mai plăcut să dai decât să primești. Te simți foarte bine atunci când ajuți pe om, anumit cu bani, mă rog. Poate și cu un cuvânt, poate și cu un sfat. Și te simți, parcă îți pare că să zbori, că ai ajutat cineva și e bine. Bine, dar și politicienii fac promisiuni în campania electorală și ei ar trebui să le onoreze, iar pe de altă parte e mare acest contrast. Cetățeanul ce zice? Am aplicat buletinul, ștampila pe buletinul de vot, cel care a ajuns la cărma țării să fie bun să rezolve toate problemele. Bine, și apoi... E păgubasă această mentalitate? Da, numai că... Ia ascultați, dar păi nu pot să facă ei totul singur, împreună cu noi, într-o familie. Dacă... Mama mea tot așa spunea, că zice, acasă poate să aducă 10 și unul numai să ducă de la gospodărie și să duce de râd, fată. Gospodăria. Asta și în țară. Păi dacă nu o să punem toți umărul, dacă nu o să muncim pentru reforme, pentru ca să ne fie bine, pentru ca să ne fie curat, pentru ca să avem de toate, numai decât trebuie toți să muncim și să muncim din greu, pentru că, mă rog, s-o mai destrămat, s-o mai dărâmat, s-o mai îndelasare și numai că toți trebuie să punem mâna. Dar cum altfel? Cine trăiește în sărăcie? Aș putea să ne spuneți ce înseamnă sărăcie? Leneșul. Eu știu, oamenii erau oameni în vârstă, mama mea de acum era în vârstă și numai decât să sape cu sapa prin grădină, să plijească în genunchi, să trăie. Cum așa? Dacă noi toți trebuie să... Dar poți sta așa? Că și numai, Doamne ferește, cel care-i bănat, sărat și el, să zici că ar vrea măcar doi pași pe oră să facă, să poată și el singur să iasă afară, singur să miroasă o floare, nu știu, o plantă să o îngrijească. Nu, categoric nu. Categoric. Leneșii aceia nu au și le trebuie. Cum așa? Da, în zilele noastre. Geopolitica totuși mai rămâne la ordinea zilei. Sunt cei care argumentează de ce trebuie Moldova să se îndrepte pe calea eurointegrării, dar sunt și din cei care zic că Moldova trebuie să fie mai aproape de Est, de Rusia. Geopolitica aceasta încă mai joc? Încă mai persistă. Dar știți, iarăși mă întorc. Cred că mult mă refer la înțelepciunea aceasta populară. Iarăși, bătrânii spuneți, mulți încălciți sunt în lumea asta. Încălciți asta ca cum ar fi un uruioc încălcit, că doar cu asta li era la partea femeiască munca. Și iată, încălceala asta, ca să o descălcești, trebuie, cred că, multă răbdare. Dar... Despre ce se mai vorbește mult? Despre deznădejde și încredere, umilință și demnitate, iată, în opinia dumneavoastră. De ce se ajunge la deznădejde și de ce trebuie avut încredere? La deznădejde se ajunge atunci când, nu știu, când nu se pot organiza așa ca să-și pui în ordine toate gândurile, chiar și munca. Da, dacă nu ți-ai făcut o ordine, că astăzi tu trebuie numai decât să-mi prășesc grădina, mâine trebuie să-mi, nu știu, să-mi fac curățenie în casă sau altceva, clar că ordinea, asta e. Deci cei care nu se organizează, nu-și pun în ordine toate lucrurile, da, mai bine, poate nu chiar atât de bine cât am fi vrut. Păi asta e, de, se mai... cum să mai zic, mai pășești așa și pe alături, fără, ca și conducerea noastră, tot așa. Ei mai calcă, să zicem așa, strâmb. Poate din neștiință, din, să zic așa, nu prea o experiență, da. Dar foarte mult încredere mi-am pus personal eu în această încredere. Cine vă insuflă încredere mai mare? Doamna președinte este o femeie extraordinar de, chiar să zic, cultă, inteligentă, calmă. Îmi plac oamenii la conduceri calmi, care cu liniște, cu răbdare, cu înțelegere se adresează către, chiar și către cei care o frustrează, chiar nu știu, dar este o femeie extraordinar de înțeleaptă și răbdătoare. Da, asta... Să vorbim și despre demnitate, interes național, patriotism, pentru că și despre aceste calități trebuie să
nu pot să spun despre altcineva, dar despre mine personal și în familia mea, cred că dragostea de țară, de neam, nu pot să spui că nu sunt moldovean sau sunt alt. Poți face ce vrei, să spui ce vrei. Păi în venele noastre curge sânge de român, din moldovean. Asta e, nu pot să mă schimb. Și poate nu-s chiar atât de bun, poate nu-s chiar atât de înțelept, poate nu-s chiar atât de deștept. Dar eu țin la ei că sunt, nu știu, frații, neamurile, sătenii din țara mea și plac țin la ei. Da, da, mă strădui cumva să le iei în suflu dragostea de țară, de neam, de națiune, de tot ce este frumos. Pe parcursul acestor peste 3 decenii de independență, problema denumirii corecte a limbii a fost un măr al discordii și iată, s-a încercat acum în Parlament, s-a votat înlocuirea sintagmei de limbă moldovenească cu limba română, dar la Curtea Constituțională au mers deputații socialiști și au sesizat că s-ar fi încălcat procedurile. Dumneavoastră aveți o părere clară despre această dispută pe tema limbii în societate, denumirii corecte a limbii? Denumirea corectă a limbii este limba română. Pentru că nu poți să disparți o familie și spui că aici sunt altă familie și ești altă, dacă ei toți tot una, sunt întreg. Cum poți spui? Dar suntem o Moldovă, dincolo de Prut a rămas o bucată de Moldovă și aici o bucată de Moldovă. Nu poți să spui, suntem neam, aceleași tradiții, aceleași, nu știu, chiar aceleași gânduri le avem, pentru că suntem același, în venile noastre, cu același sânge așa de român. Ce vă doriți cel mai mult acum? Pace. Pentru că mi-aduce aminte de mama mea. Pace. Numai pace să fie. Dacă o să fie pace și sănătoși, toate le facem. Mulțumim mult pentru această discuție. Cu cine am vorbit? Cu Cefraga Axenia, profesoară la Liceul Teoretic Răstoptin, profesor de educație muzicală. Mulțumim foarte mult. Succese pe viitor. Și să auzim de bine. Să ajute Dumnezeu.